aruncate către jandar. Nu ne referim la o mare parte a mulțimii, ci la doar aproximativ 40 de indivizi care au venit. Iată-i în imagine în aceste momente, sunt în colțul din partea dreaptă a clădirii guvernului și îi atacă cu tot ce au la îndemână pe jandarmi. Acestea ripostează cu gaze lacrimogene și încearcă să se protejeze cu acele scuturi. S-a format un lanț de jandarmi care în acest moment încearcă să se concentreze pe această latură, latura din dreapta a guvernului. Acești indivizi se retrag în momentul în care jandarmii ripostează cu spray-uri lacrimogene, dar se pare că nu vor să se lase și atacă din nou. E foarte ciudat ce se întâmplă, pentru că până în urmă cu câteva minute vorbeam de un protest pașnic care din cauza unui grup restrâns de persoane la astfel de gesturi, așa au făcut și ceilalți oameni de bună credință, dar și reprezentanții autorităților, pentru că ne amintim, vă spuneam mai devreme, și jandarmeria îi ruga pe participanții la protest să dea share pe paginile de socializare unui încercând să formeze încă o barieră între cei care aruncă obiecte și petarde în ei și acea latură a guvernului despre care vă vorbeam mai devreme. Nu se întâmplă decât într-un singur loc acest lucru. Iată din nou atacă aceste persoane pe care le vedem de aici. Sunt aceiași indivizi care refuză să se retragă, iar jandarmii ripostează din nou cu foc, cu gaze lacrimogene, cu acele spray-uri cu gaze lacrimogene. Nu par să aibă foarte mult efect asupra acestor persoane, care nu par deloc să se sperie de ceea ce văd în fața lor. Jandarmii văd că se regrupează în aceste momente, mai vin o parte dintre ei și de pe...